O temere că, iată, Republica Moldova poate ieși astăzi din... Nu, o temere, am pus întrebarea. Nu, nu, eu vreau să vă spun că așa. Lăsarea sau lepădarea de Satana nu este chiar atât de ușoară. Și o să vă spun de ce, pentru că conform acestui acord ratificat de Republica Moldova în 1994, lepădarea de această structură amorfă, pentru mine personal, acest CSI se asociază cu un alcoolic, nu cu un bețiv, pentru că deosebirea dintre bețiv și alcoolic e foarte mare. Cu un alcoolic plin de escoriații și echimoze. Și eu vreau să vă spun că, conform acestui articol, noi putem să părăsim comunitatea statelor independente după un an de la comunicare. Dacă colegii vor catedixi după și vor... un an de la ce? De la comunicare. O să comunicăm această intenție. Așa. Respectiv, dacă colegii ne vor susține în intențiile noastre, atunci, abia peste un an după ce Ministerul de Externe va comunica acest lucru, noi, această ieșirea se va produce la modul efectiv. Deci, între timp, eu sunt absolut sigur că o să ne rezolvăm și multe probleme. Eu cred că cea mai mare greșeală de la începutul anilor 90 și greșeala bărbaților noștri politici a fost că nu s-au orientat corect și au mers pe această structură care nu a avut alt scop decât să țină în viață acest monstru numit URSS. Și-au existat țările baltice. Dacă nu existau aceste țări baltice care ne-au dat un exemplu, atunci eu înțelegeam. Dar au existat țările baltice care au mers în afara acestui CSI, acum sunt în Uniunea Europeană, sunt în NATO, iar dacă noi vom... sta și vom găsi zeci de argumente și sunt absolut sigur, îl văd deja pe domnul Deacov împăciuitor, spune că nu-i timpul, că trebuie să mai stăm vreo 20 de ani în genunchi în fața rușilor ca nu cumva să-i supărăm. Da, eu mi-aduc aminte de la ultima ședință a Parlamentului, a zis, nu că să nu-i supărăm, nici să nu-i irităm, asta trebuie să facem noi în continuare. Părerea mea este că, indiferent de conduita Republicii Moldova, Rusia are planurile ei și o să le realizeze. Dar dacă noi nu o să fim foarte hotărâți, o să ne întâlnim aici sau în altă parte peste 10 ani, pentru că nu plecăm nicăieri din Republica Moldova, cel puțin eu. Și lucrurile nu se vor schimba dacă Republica Moldova nu va fi foarte hotărâtă și va spune că trebuie să fie. Nu poți să fii și cu URSS și cu Uniunea Europeană, nu poți fi și cu Isus și cu Satana în același timp. Aceste lucruri sunt absolut separate.